Graziela și Alexandru, care acum se logodesc unul cu altul pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să ne se dea la fi spre moștenirea neamului și toate cele ce către mântuire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu, născătoare și cu prea fecioară, Maria, toată Sfinții. Miluiește-ne vre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu, să vă dă. Ție, Doamne! Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire, ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și i-ai arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale. Însuți, Doamne, binecuvintează pe robitei aceștia, Alexandru și Anca Graziela, povățuindu-i pe dâns și spre toată fapta cea bună. Pentru că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururam și în vecii vecilor. Slăvește robul Dumnezeu Alexandru cu robul Dumnezeu Anca Graziela. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvește robul Dumnezeu Alexandru cu robul Dumnezeu Anca Graziela. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rugăște roaba lui Dumnezeu Anca Graziela, robul lui Dumnezeu Alexandru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rugăște roaba lui Dumnezeu Anca Graziela, robul lui Dumnezeu Alexandru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care împreună cu sluga patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia și ai trimis să logodească femeia stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoaterii din apă i-ai descoperit să logodească pe Rebecca, însuți binecuvintează logodna robilor tăi, Alexandru și Anca Graziela. Și întărește cuvântul ce și l-au dat, punește-i în sfânta unire de la tine, că din început ai zidit partea bărbătească și partea femeiască și de tine se însoțește bărbatul cu femeia spre ajutor, spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne Dumnezeu nostru, cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința peste robii tăi, părinții noștri ce aleși, din neam în neam caută la robul tău, Alexandru, și la roava ta, Anca Graziela. Întărește logodna lor în credință tare, în înțelegere, în adevăr și în dragoste, că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate prin el. Prin el ai dat lui Iosif stăpânire în Egipt, prin el s-a preamărit Daniel în țara Babilonului. Prin el ai arătat adevărul Tamarei, prin inel, Părintele Ceresc s-a îndurat de Fiul cel risipitor și a zis, pune inel în dreapta lui junghin vițel gras, mâncând să ne veselim,
această dreapta ta, Doamne, întrămat pe Moise în Marea Roșie. Căci prin cuvântul tău cel adevărat, cerurile s-au întărit, pământul s-a întemeiat și dreapta robilor tăi să binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească. Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mare mila ta, rugămâne, ție, auzi-ne și ne miluiește. Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Femeia ta, ca o vie răditoare în laturile casei tale, fiind tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Iată așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, cinstita preoțime, ceantru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul binecredincios, de pretutindeni oastea credincioasă, conducătorii credincioși, pentru sănătatea și mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu Alexandru și Anca Grațiela, ce se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, lor ca cea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Asta ne se dăruiască bucuria nașterii de prunci buni, purtare fără de prihană în viață, Domnului să ne rugăm. Doamne, lor și nouă toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți și ei și noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,
și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenire. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Dumnezeule cel prea curat și ziditorule a toată făptura, cel ce din rădăcina lui este după trup, ai crescut pe pururea Fecioara, și din ea te-ai trupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negrăitul tău dar și multa bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din această însoțire. Însuși, Stăpâne Doamne, preasfinte, primește și rugăciunea noastră a robilor tăi. Și precum acolo și aici fiind de față cu ajutorul Tău cel nevăzut, binecuvintează, Doamne, și nunta aceasta și dă robilor Tăi acestora, Alexandru și Anca Grațiela, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune și dragostea unia către altul într-o legătură a păcii, dar de prunci bun, seminție cu viață îndelungată și bununa cea neveștejită a măririi, învărnicește-i pe dânsi și vedea pe fiii fiilor lor, păzește-le viața lor fără de bântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din bălșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți și le împlinește lor cele ce sunt împreună cu ei, toate cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurat și viitor de oameni este, slavă Ți lățăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului, prea Bunului, viață cu Cătorul Tău Duh. Acum și pururea și-n veci vecii. Amin. Început ai zidit pe om și l-ai pus pe el stăpâna toată făptura și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem ajutor dintr-însul. Și luna din coastele lui i-ai zidit femeie, pe care văzând Adam a zis, iată os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru, trimite har tău cel ceresc peste robii tăi aceștia, Alexandru și Anca Grațiela, dă-i robii tăi aceștia să se plece în toate bărbatului său, și robul tău acesta să fie cap femei, ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfor. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana, binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum l-ai păzit pe noi în corabie. Păzește-i pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum l-ai păzit pe Iona în vântecele Chipului. Păzește-i pe dânsi și Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe sfinții tăi tineri, trimițând lor rouă din cer și să vină peste ei bucuria aceea de care a avut-o fericita împărăteasă Elena când a aflat într-o tot cestita și de viață făcătoarea ta cruce. Adu-ți aminte de dâns și Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Elie. Adu-ți aminte de dâns și Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de sfinții tăi 40 de mucenici. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de părinților care i-au născut și i-au crescut. Pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robii tăi Cristian și Cristina, nașilor,
ca și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, de robul tău Alexandru, de roaba ta, Anca Grațiela, și binecuvintează-i pe dânsii. Amin. Dă-le lor roadă pântece, prunci bun, bună înțelegere sufletească și lupească. Înalță-i pe ei ca pe cedri Libanului, ca pe o vie odrăslită. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndesturarea având, să sporească spre toată fapta cea bună și ție bine plăcută, și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tine de măsiri împrejurul mesei lor. Însuși și acum, Stăpâne, întinde mâna ta cea sfântă din sfântul tău locaș și unește robul tău Alexandru, roaba ta, Anca Grație. Pentru că de tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește pe ei într-un gând, încununează într-un trup, dorește roada pântecele, dobândire de prunci bun, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. Se cunună robul lui Dumnezeu Alexandru cu roaba lui Dumnezeu Anca Grațiela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Alexandru cu roaba lui Dumnezeu Anca Grațiela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cunună robului Dumnezeu Alexandru, cu roaba lui Dumnezeu Anca Grațiela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Anca Grațiela, cu robului Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Anca Grațiela, robul lui Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Anca Grațiela, robul lui Dumnezeu Alexandru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor întru totul.
Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o cu baia apei prin cuvânt, și ca să o înfățișeze fiești, biserică slăvită, neavând padă sau întineciune, ori altceva de acest fel, și ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor. Cel ce iubește femeia sa, pe sine se iubește. Căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos, biserica. Pentru că suntem adulare ale trupului din carnea lui și din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică. Astfel și voi fiecare, așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Pace ție, cinstite și Duhului. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune, trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul: nu mai au vin. Iar Iisus a răspuns: ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul meu. Mama lui a zis celor care slujeau: faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă, și le-au umplut până sus. Atunci le-a zis: scoateți acum și duceți nunului. Iar ei i-au adus, și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și i-a zis: orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și s-a arătat slava sa și au crezut întrânsul ucenicii săi. Mările ție, Doamne, mările ție! Doamne, Stăpânitorule Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește! Ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și
miluiește, Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor Dumnezeu, Anca și Alexandru, care prin taina anunții s-au unit ca să ierte lor toate greșeala cea cu voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu, Cristian și Cristina nașilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru toți dreptmăritorii creștini, toți care sunt aici de față la această taină, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Însuți acum pe robite aceștia, Alexandru și Anca Grațiela, pe care ai binevoit aici unul cu altul, păzește în pace și în bună înțelegere. Arată nunta lor cinstită, ferește patul lor neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și învrednicește pe ei să ajungă bătrâneți fericite cu inimă curată, împlinind poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Păzitor sufletelor și trupurilor noastre la Domnul să cere. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșalele noastre la Domnul să cere. Doamne! Noastră și pace lumii la Domnul să cere. Să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice... Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, Dumnezeul cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu una tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de obște care ai dat ce se soțesc prin unirea nunții, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească. Amin.
Tatăl Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este treimea cea de ofii. Mărit să fii, mire, ca Avram! Binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate. Poruncile Domnului Dumnezeu. Amin. Tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduiele lege, că așa a binevoit Dumnezeu. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă, cinstită, și că nu vă veți abate la datoriile voastre niciunul, nici altul. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care vin în Cana Galilei și unta de acolo, ai binecuvântat, binecuvântează și te rog pe acești, Alexandru și Anca Grația, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvântează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu unele lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană și neasupriți în veci vecilor. Amin. Viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate desfătările bunătății cele făgăduite, pentru că cine prea sfinte, Născătorul Dumnezeu și-a tuturor sfinților tăi. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Robilor tăi, Alexandru și Anca Grațiela, care s-au unit astăzi prin taina nunții, binecuvintează-i, Doamne, și le dăruiește sănătate și mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Dă-le, Doamne, sănătate și mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască într-o morță! Soborul la toată întreaga adunare, dă-le, Doamne, sănătate și păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți! Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuiți, la mulți ani să trăiți. Pentru miri putem spune doar un singur lucru. Mirele, întrucât a făcut Institutul Teologic, cunoaște legea lui Dumnezeu,
mireasa, întrucât este credincioasă și are duhovnicul ei lângă ea, cunoaște mersul și taina nunții, iar cei doi nași care au copii mari și sunt oameni de societate întemeiați pe principiul familiei, știu să-i povățuiască pe drumul cel bun. Dar ceea ce m-aș gândi eu să vă atrag dumneavoastră atenția astăzi este altceva. Ce-o fi simțit Adam atunci când Dumnezeu l-a adormit și a scos din coastă pe Eva? Ce-or fi simțit și ei doi când s-au cunoscut? Ce-o fi simțit Adam când a văzut-o pe Eva lângă el și i-a spus Dumnezeu să nu fii singur pe pământ? Cred că aceleași sentimente le au și ei astăzi, pentru că așa cum se spune la țară, de astăzi înainte sunt om cu femeia lui. Deci sunt soț și soție. Ce-o fi simțit Dumnezeu când i-a lăsat singur prin rai? Cred că simt și părinții lor când i-a găsit singuri unul cu altul, adică știau că se vor căsători. Ce a simțit demonul când i-a ispitit, pot ei să spun atunci când apar mici altercații. Dar ce simte Hristos când îi vede astăzi în fața Sfintei Evangheliei? Îl lasă pe Apostolul Pavel să ne spună că această taină are valoare numai în Hristos și în biserică. Deci dacă ați venit în fața Sfântului Altar, aveți două datorii sacre. Să respectați iubirea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum a fost la Cana Galilei, să vă respectați pe voi înșivă și să vă respectați pe nașii voștri care au pus garanție înaintea lui Hristos pentru unirea voastră. De astăzi înainte, inima bate la fel una cu cealaltă. De azi înainte, mintea gândește la fel una cu cealaltă, iar cei doi nu mai pot gândi independent. Atunci când Eva era la pom și stătea de vorbă cu diavolul și a zis, mănâncă să fii ca Dumnezeu, Adam a consimțit și a mâncat cu ea, nu s-au despărțit unul de altul. Ceea ce înseamnă că indisolubilitatea nunții nu constă în cununia a doua sau a treia sau a patra sau a noua, cum se obișnuiește în societatea noastră, prin pogorăminte, că și Moise a zis lucrul acesta, pentru învârtoșarea inimii voastre s-a lăsat cartea de despărțire, dar ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru că mi-este și coleg de școală, și cel ce cântă, și cel ce este cântat, aici de față, mirele, pot să spun că sunt bucuros în momentul în care îi văd că au o direcție și un drum și sper ca și copiii copiilor lor, când vom fi noi foarte bătrâni, să putem asista la nunta lor și să-i vedem și pe ei la rândul lor cu copii și cu nepoți, că ăsta-i țelul nunții. Dezordinea spirituală pe care o vedem în societate sau în cuplurile familiare vine de la lipsa de dragoste. Și toată lumea întreabă ce-o fi dragostea și îi dau mii de definiții, dacă îi luați și pe chinezi și pe japonezi, pe mari oameni de știință și mari filozofi și toți, dau de-a denumiri la dragoste. Dragostea e un singur lucru, jertfă și răbdare. Apostolul Pavel, toate le iartă, nu ține minte rău, nu se trufește, nu se mândrește, nu caută ale sale, nu se tulbură. Deci trebuie, dacă într-adevăr iubești pe cineva, să-l suporți cu bune și cu rele. Trebuie, dacă îl iubești pe cineva, să mori lângă el prin jertfă. Când era Iisus la cruce și îi băteau cuiele, ceea ce s-a făcut și astăzi aici, s-au bătut inelele, Hristos a spus așa, iartă-i că nu știu ce fac, pe ei nu-i iert că ei știu ce fac. Pe dumneavoastră nu vă putem ierta pentru că știți ce faceți. Jertfa nu o pricepi și nu o înțelegi, dar dragostea se simte. Și dacă ați ales drumul dragostei, vă leagă Dumnezeu și Preasfânta Treime să ajungeți la bătrânețe fericite, în spor și în binecuvântare. Amin!
Dacă nu ați făcut-o deja, vă invit să vă abonați la canalul Calea spre Mântuire și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu toate noile postări ale canalului. Până data viitoare, să vă iubească Dumnezeu!